Oameni de pe tot internetul, ia ca nica ne-am întors pe Super Flat Survival, oameni buni. Pe lumea noastră plată, ca în palmă, ca, nu știu, asfaltul, de fapt nu, stai, ca asfaltul din România e ondulat, parcă e așa, în toate direcțiile. Dragii mei, bine v-am regăsit, gazda voastră pufoasă, ca de obicei, prezent la datorie. Și dacă tot am făcut noi ferma asta, astăzi am alte planuri. Bineînțeles, deocamdată așteptăm să crească lucrurile pe aici și să putem să le culegem cât de cât. Între timp am mai strâns un picuț de fier bătând, bineînțeles, în niște iron golem, pentru că de ce nu? Și acum, ce vreau să fac în episodul de astăzi este o fermă de fier. Am primit de la un abonat un tutorial cu o fermă de fier care nu necesită pistoane, nu necesită absolut nimica. Și cred că o să ne băgăm să o facem. Deși chiar, dacă stau bine să mă gândesc, am ceva fier, deci am putea să facem și ceva pistoane dacă tot e până acolo. O să fac o comparație să vedem între ferma care ne-a trimis-o abonatul respectiv și ferma care o știu eu. Și vedem dacă o facem pe una sau o facem pe cealaltă. Pentru că nu prea îmi place mie cobblestone-ul. Sincer, e un bloc drăguț, elegant, cât de cât, da, nu e cel mai fain bloc care există în Minecraft. Am decis să fac prostiuța asta aici, bineînțeles, și o să avem nevoie și de charcoal ca să prăjim tot cobblestone-ul ăsta, așa că am făcut 12 furnace-uri, 6 prăjesc piatră, 6 fac charcoal. Nu-i problemă de lemn, pentru că putem oricând să adunăm un picuț mai mult, așa că easy peasy lemon squeezy, ne obișnuim cu chestiile. Până la urmă am ajuns să iau un design făcut de Wattles, doar pentru că și fiindcă deoarece pare destul de interesant designul ăla, sincer să fiu cu voi. Arată destul de drăguț, cred că o să mă încapă într-un chunk, nu sigur, dar dacă dau un F3G, aici practic sunt chunk-urile. Am fost un picuț mai nesimțit, să zicem așa, și ca să nu mai tot am probleme și să nu mai tot fug de nebun prin stânga și prin dreapta, după cum bine știți voi, eu nu am spawnat fix aici în satul ăsta în care mă aflu în momentul de față, așa că am setat spawn-ul undeva aici, undeva pe blocul ăsta, nu mai știu exact, dar undeva în chunk-ul ăsta pe care vedeți voi acum în momentul de față, am setat world spawn-ul fix aici, pentru că și fiindcă deoarece să ne facem lucrurile mai ușoare. Deci practic la minus 983, dacă bine țin eu minte, cu 64 și cu minus 23 sau ceva de genul ăla, avem setat world spawn-ul. Mai mult de atât nu prea am ce să zic decât că da, trebuie făcută treaba asta, pentru că și fiindcă deoarece o să facem aici undeva în aer, sus în cer, ferma de iron și ca nu cumva să nu producă fier în momentul în care noi plecăm la explorat în stânga și prin dreapta, am făcut treaba asta. So, don't be mad. It's all okay. It's all right. It's all good, my friends. Păi am delimitat centrul chunk-ului, ca să zicem așa. Chunk-urile sunt făcute din 16x16, adică avem așa. Dacă dăm iarăși un F3G să ne arate border-ul, acum nu știu sigur dacă se vede chiar așa de bine la voi din cauza shader-ului. Deci undeva aici imaginea chunk-urilor, se văd niște chestii, niște liniuțe negre, foarte mici pe marginea chunk-ului, cum ar veni, fix aici unde stau eu. Deci avem așa, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 și 10 și 11 și 12 și 13 și 14 și 15 și cu asta 16. Deci un chunk are 16x16. Hello, my boy, ce ne dai? Glowstone, kelp. Asta ar putea să ne fie folositoare, să vedem. Am trei bucățele de emerald. La mine sigur nu am. Aleup. Undeva aici ar trebui să am trei bucățele de emerald. Și nu am. Well, fuck. Nu știu ce caută asta aici, când ar trebui să fie aici. Mă uit pe aici să văd dacă am niște, uite, piele. Bun, deci avem piele. Ceea ce e bine. Dacă avem piele, e de bine. Bam. Că mai putem să mai facem roze niște piele și putem să mai facem roze emeralde. Mamă, la fix 3 emeralde am făcut de la asta. Ești nebun la creierii capului. Bă, băiatul, hai încoace. Vreau bucățica aia de kelp pe care ne-o oferi tu. Ia să vedem. Pam. Thank you very well.
You're my friend. Aleluia. Numai bine, în momentul de față, cu chelpul ăsta, practic, dă să-l punem undeva pe la chestii din astea leguminoase sau ară nou. Îl punem, uite aici. Uite aici, așa, să-l punem. Fix acolo îl punem, bă, băiatule, fix acolo. Și avem cărniță pentru zile mari. S-a întâmplat o chestie, nașpa, a explodat un creeper de vreo 2 ore aici și mi-a explodat vreo 2 villager, nu știu sigur care au fost și care a fost scopul lor, dar, well, shit happens. Oare dacă mai fac un trade cu ăsta? Ar trebui să fac o grămadă de trade-uri. Hai să lăsăm trade-urile cu astea după ce terminăm ferma de fier. Deci, după cum ziceam, am delimitat mijlocul acestei minuni și trebuie să urcăm undeva mai sus în cer. Din ce cauză? Nu vreau ca ferma să interfereze cu satul nostru. Ceea ce înseamnă că trebuie să o ducem, nu știu, ferma veche parcă trebuia să fie dusă undeva la vreo 70 de blocuri distanță de un sat ca să poată să funcționeze. Ei bine, pe asta suntem la F64, aș putea să o fac la 200, să zicem așa. Deci, să fac, nu, pardon, la Y200 să fac. Și practic de acolo o să pice Iron Golemii și undeva aici o să facem un sistem de colectare, nu știu, vedem noi, îl rezolvăm cumva să fie interesant, dar până una alta trebuie să mai facem rost de niște pietruială. Niște pietruială de astea frumoasă și prăjită. După ce se termină toată nebunia asta, urcăm sus în ceruri și începem să ne facem treaba. Singura problemă, ai, dar numai bine mi-a luat kelp-ul. Ha, am vrut să zic că singura problemă era cum naiba făceam eu rost de dacă mă pus să-l bag pe ăsta, amune să fug. Cum naiba făceam eu rost de ăsta, cum zice, de atâtea rail-uri ca să duc un minecart-ul să tenis sus. Dar uite că făcând rost de kelp ăsta, numai bine, la fix. Eh, parcă e altă privire și de aici de sus. Ia uite căluțul nostru acolo, cum se zbenguie singur de capul lui. Și uite golemul ăla, dar nu se văd săteni, frate, uite și vacile și oile, nu se văd. Cred că sunt la distanță prea mare de noi. Acum, chestia e cum coborăm noi de aici și cred că, cineva ar zice, știi ce? Fă un de la o șmecherie din aia. Bă, să fac oare? Am 23 de nivele. Aia 23 de nivele le-aș cam putea face înapoi. Nu cred că ar fi așa o mare problemă. Să fac un MLG. Oare o să-mi iasă? Well, YOLO. MLG. Du-te că nu cred. I'm a motherfucking beast, ain't I? Eh? How about that? Ha! Ești nebun? De acolo de sus, frate, de la Y200, am sărit 135 de blocuri sau 136. Tu ești nebun? Băi, fratele meu, mă simt ca în Dragon Ball Z, în puii mei, urcând scara asta. Zici că Son Goku, când urca scara infinită, să ajungă la Dende sau la cine mama naibii în vârful curului, becului, scării, nu se mai termină scara asta odată. Jesus Christ, termină-te odată scara infinită care ești tu. Într-un final. Mă, oameni buni, luând mai multe, cum le zice, luând mai multe din astea, mai multe design-uri la rând, am reușit cumva să vin cu un design propriu, să zicem așa. Bineînțeles, e super, super ușor de făcut o fermă de Iron Golem în momentul de față. Ceea ce e pentru mine unul excelent. Na, în mod normal, aici ar fi colțul, adică dintre alea două, dintre aia și aia de acolo, aici ar fi colțul unde stau în momentul de față. Și vreau să fac treaba asta și să pun aici, uite, asta pentru a face un stack de chestii din astea. Ar trebui să-mi ajungă în teorie. Ăla-i. În teorie ar trebui să-mi ajungă. Bun. Și acum dacă mergem noi frumușel, câte ar fi în mod normal? Cu tot cu colțul ar fi 16, nu? Deci 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 și ar trebui să fiu fix deasupra la aia din stânga. Yeah. Și acum dacă mergem încolo, 1, 2, de fapt 3, 4, 5, 6, 7, 8 și vreau să facem, uite aici la 9. Bam. Așa. Partea nasoală e că ferma pe care o să o facem noi o să aibă, gen, o să fie
impară, dacă bine zic. Bine zic impară, da, într-adevăr. Zic corect, dragă domnule Watson. Și aici, în locul ăsta unde suntem noi acum, o să vină un zombie, ceea ce înseamnă că o să avem nevoie de un slab acolo. Pac, pac și pac. Un slab acolo, un slab acolo și un slab aici. Și în părțile astea o să vină sătenii gen la 1, 2, 3. Pac. Aici o să vină sătenii. O să stea ei în nebunia asta de aici. Și acum ce trebuie noi să facem e chestia asta. Uite așa. Pam, pam, pam. Pam și pam. Bun, ceva de genul ăsta. Și acum, în fiecare direcție, câte 3. După care aici o să vină câte un pat. Fansuri pe margine plus un workstation. Nu știu, vedem noi ce le punem. Păi, dragii mei, ceva de genul o să vină ferma. Adică cel puțin asta e partea unde sunt sătenii. Și aici în mijloc o să fie un zâmbilău. Aha. Și aici o să vină paturi. Ia să vedem. Țaca, paca, raca, traca. Punem ăsta aici și mai facem niște lemn. Ceva de genul, să zicem. Și ne trebuie una, două, ne trebuie patru paturi. Deci, practic, pot să pun un pat acolo, un pat acolo și trebuie să mai facem încă două. Bam și bam, norocoițele de jos. Una și cu tine două. Ăla-i, Stas. Și în momentul de față, cam asta este tot, momentan, for the moment. Ce trebuie să mai facem este platforma de aici deasupra. Așa o să fie destul de simplu de făcut. Da, locurile astea libere pe care le vedeți acolo, în colțurile alea, practic o să vină câte un workstation pentru fiecare sătean în parte. Zombalău, după cum vedeți și voi, nu poate să iasă de aici pentru că nu are cum, că e blocat de chestia asta. Și Sneak, cum fac eu, nu poate să facă. Deci, we are safe, my friends. We are safe. Punem o găletușă cu apă aici, ca să ieșim la suprafață. Și de aici, dacă facem treaba următoare, adică pam, 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 pam și pam, e bine, de aici, dacă dăm drumul la o bucățică de apă, curge în fiecare direcție câte 7 păcuri, dacă nu mă înșel. Deci ar veni 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Uite așa. Exact ca și la ferma de grâu, care o am pe acolo pe neva pe jos. 2, 3, 4, 5, 6 și 7. Ok, cred că am putea să o ducem și cu una mai jos, dar... 3, 4, 5, 6 și 7. Ok. Și aici iarăși 2, 3, 4, 5, 6, 7. Și de aici o să umplem pur și simplu toate chestiile astea de aici. Uite așa. Pac, 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 pac. Pe tine nu trebuia să te punem aici. Te-ai dus pe plută. Asta e viața. Ce să faci? Asta e viața de artist. Ziua singur, noaptea trist. Și odată ce am terminat toată șmecheria asta, dat fiind că suntem la înălțimea la care suntem, adică suntem la Y, în momentul de față, dacă mă uită bine, suntem la Y204. 100% dacă plantăm apa fix aici în centru, o să înghețe la un moment dat. Așa că ce trebuie să facem? Din câte știu eu, gușterii ăștia au 3 blocuri înălțime, deci avem 1, 2 și 3, ceva de genul ăsta. Și atunci aici putem să facem chestia asta, să punem un slab și pe slabul ăsta, ca nu cumva să spawneze ceva, deși cred că slabe șanse, punem un carpet. Uite așa. Deși nu prea are cum pentru că e slabul invers, dar nu știu niciodată când se trezește vreun Iron Golem să spawneze acolo, cel puțin, na. Sper că nu se întâmple. Acum mai monitorizăm un pic cu treaba. Dacă ține bine minte, nu au cum să înghețe decât sursele de apă, adică asta din mijloc de aici. Restul, slabe șanse. Nu au cum să înghețe, dacă bine ține minte. Și ca să nu înghețe o sursă de apă, practic trebuie să punem peste ea un bloc. Stau și mă gândesc așa un picuț, oare dacă l-aș pune mai jos... Să fie fix deasupra apei, la modul pam. Și atunci putem să punem chiar un dublu carpet ca să fim siguri de schemă. Și să punem apa acolo și cam asta ar fi ferma, practic. În esență, cam asta ar fi ferma. Acum dacă sparg eu un bloc din ăsta și cobor jos pe patul ăstuia și astupă în loc,
mergem să ne luăm blocul ăsta înapoi. Și tot ceea ce trebuie să mai facem în momentul de față este să aducem Sateni plus Zombilău și să redenumim acel mirific și minunat zâmbi. Cred că chiar aș putea să fac treaba asta, just for fun, de design, așa. Acum, ultima problemă e că... am spart așa, am uitat că nu mai am apă. Oh well, să trebuiască să mergem pe aici așa, tip-a-lipa-tip-a-lipa-tip-a-lipa-tip-tip-tip-tip-tip. Și pe aici. Băi. Wow, ce am crezut că s-ar de aici, Dumnezeule, Doamne. Și ăștia o să pice pe jos, nu știu sigur dacă o să jeie damage. Adică, nu știu sigur dacă o să jeie fall damage atât de mare încât să moară, dar dacă ar face treaba aia, ar fi genial. Sau o să facem noi cumva sub asta o altă chestie cu apă în care să pice zombi, în care să pice nebunii ăștia și să se adune cumva în mijloc. Și jos de tot să pice cumva prin mijloc și să îi adunăm, bineînțeles, să pice într-o chestie cu lavă și să adunăm asta cu hopere. Că ceva fier am. Acum, deocamdată, zic eu că ne descurcăm cu ceea ce avem. Unde mi-am găsit și eu să-mi pun ferma de kelp în fântână. E bine, până ce mai crește kelpul ăsta și reușim să adunăm, mamă, deci o să am nevoie la kelp de nou, o să-mi iasă pe urechi. Trebuie să facem rost de vreo 2 stack-uri și ceva de kelp. Ținând cont că suntem la Y64 aici și acolo sus suntem la 200, deci ne trebuie 136 de bucăți de kelp. Aia însemnând aproape 3 stack-uri. Și noi avem 13. Well, that kind of sucks. Dar a sosit momentul să vedem ferma noastră în acțiune. Să vedem dacă funcționează toată șmecheria asta. Ok? Și... pup! Ia uite cum sar toate chestiile și se duc în jos. Poc, și așa oprim. Bineînțeles că scara asta o să dispară până la urmă și probabil... uite-te până unde o zbura toate nebunile astea. Tu ești dement, omule. Fii antena aici. Ioi, ce-mi place. Du, deci n-am mai avut senzația asta așa de mișto. Să mă distreze chiar atât de tare și să-mi placă atât de mult, să fie așa de satisfăcător sunetul ăsta de pu, 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 cum adune iteme de pe jos. Cred că de când am început prima dată să joc Minecraft, mă jur, deci cred că de atunci n-am mai avut senzația asta așa de plăcută să adun chestii de pe jos. Du-te cât de fain e. Up, un inventar plin de chestii. Așa, iată că avem și asta. Așa, înainte să facem roșii de toată nebunia asta de sugarcane. Nu de altă, dar avem vreo 2-3 librarians care cred că s-ar distra mișto dacă le-aș da niște, cum zice, niște hârtie. Așa, acum că ne-am plantat ferma la loc, cred că ar fi momentul să vedem dacă mai putem face rost de niște emeralde. Cel puțin de la ăsta știu sigur. Uite așa. Și cam mai tot. Cam nașpa că băiatul ăsta nu prea vrea cartofi. Nu mai avem încă vreun farmer pe aici. Ghinionul meu face că nu. Bun, deci astea îs din alea. Am pe aici undeva din alea, pe la chestii din astea inutile. Să punem, să mai facem rost de niște farmeri. Că văd că stăm destul de prost când vine vorba de farmer. Aleup. Avem prea mulți gușteri din ăștia, prea mulți din ăștia. Nu știu cum le zice la aia, Masons sau ceva de genul ăla. Sunt mult, prea mulți. Uite, cred că aici. Ok, mai avem încă una. Jesus. Bine, nu că n-aș putea să fac oricând mai multe, dar... you know, I mean, de ce să mă chinui când... prea mulți Masons, frate. Tu ești librarian, nu? Da. Și unde am și un crafting table aici? Jep. 18 bucăți, cam puține, cam puține deocamdată, cam puține. Bun. Și aș putea să mai sparg încă unul de asta. Ok. Și încă una de asta. Ok. Și încă una de asta. Și încă una de asta. Tu ești cartografer, dă-te în pui mei empty map. Ăsta e nebun. Bă, tu de când ai apărut? Aha, și ce aș putea să mai pun? A, da, aș putea să sparg asta și să pun în locul ei o chestie de genul. There we go. Și acum... uite, pe tine te-aș putea scoate de aici.
Ăsta aș putea să-l mai las, că avem numai două. Pe tine te-aș putea scoate de aici, că deja sunt prea multe. Și mai am nevoie de un țăran. Nu fiți nașpa, faceți-vă un țăran. E bine, până ce se gândesc gușterii noștri să se facă țărani, am decis să vin aici în sătul cu o salalt. Și să facem rost, uite, de aici, de niște emeralde. Bun, băiatul, picioci vrei? Nu vrei picioci, am înțeles. Alt țăran? Tu, picioci, tu vrei picioci? Bravo, boss, uite un om deștept. Cerere și ofertă, my friend. Take this. Bam. Și am făcut 22 de emeralde. Ăla-i, mă, băiatule, ăla-i. Încet facem emeralde. Tu ești întărău satului? Am înțeles. Mă miram că mai sunt pe aici să te încam. Am avut câteva nopți în care am rămas pur și simplu peste noapte, ca să zic așa, dar văd că cineva și ceva eu proteja pe ăștia. What is you, though? Tu ești... Iron boots și iron helmet. Mă, un iron helmet aș lua de la tine, sincer. Chiar aș lua. Și... pap, vine înapoi. Dă-și păpuci. Poți să-i păstrezi pe ăștia. Da, la încet încet ne îmbrăcăm în iron, folosindu-ne de emeralde, fără să fie nevoie să folosim ironul pe care l-avem. Dar, dragii mei, din păcate, cam ăsta o să fie episodul de astăzi, cam atâta. Pentru atât am avut timp, nu mai am în momentul de față timp să aștept să crească kelpul ăla, că practic după ăla aștept. Un zombie putem să-l găsim și trebuie să facem rost de un name tag. Dacă bine țin eu minte, uneam un pat, uite aici, pam, somn de voie. Trebuie să facem rost de un name tag. Momentan nu avem niciun name tag și zombalăul ăla s-ar putea să despawn, de fapt sutra să despawnează dacă nu faci rost de un name tag sau dacă nu-i dai ceva să țină în mână. Și dacă cumva se întâmplă ca zombalăul ăla să fie genul ăla de zombie care să nu vrea să iei nimic în mână, well, you're kind of fucked, you know? Așa. Și name tag, dacă țin eu bine minte, nu mai știu sigur, dar cred că făceai rost de ele de la ăștia. Looting 3? You're my boy, son. You are my boy. Tu ce te uiți la mine de sus, mă? Dau un pumn în barbă, de nu te vezi. No, bun. După cum ziceam, dragii mei, cam atât pentru episodul de astăzi. Mulțumesc foarte mult de atenția acordată. Cum dau și eu click pe... Nu nimeresc clopoțelul. Deci, mulțumesc foarte mult de atenția acordată și că ați fost alături de mine și în acest minunat episod și ne vedem pe data viitoare. Până atunci, aveți grijă de voi. Ciao, les!